Ce s-a întâmplat cu tine? Pari diferit? Urmezi calea vulpii. Poftim? Adică trăiesc în natură. Fac orice vreau. Dorm unde poftesc. Dar ce mănânci? Mama natură mi oferă tot ce-mi trebuie. Vreau să trăiesc ca tine. Dacă vrei cu adevărat, puteți să intrați în haita mea de vulpi. Da! Dar trebuie să fiți puternici. Vulpile trec din șa și le oferă mama natură, care e ca o vulpe mamă foarte strictă. Așa că trebuie să aveți grijă. Iar de mâncat, cred că putem mânca din ciocolata asta câțiva ani. Cât timp avem o vizină? Abia aștept! Sunt puternic, dar mereu m-am întrebat cât de puternic. Pot să vin și eu în loc să merg la recitalul de clarinet? Nu-mi place clarinetul. Și eu vreau să vin. Vulpile nu spun ce vor să facă, ci fac ce vor. Oh, da! Să mergem! Suntem în haită! Copii, sunteți toți aici? Oh, bravo, Melanie. Parcul Bender. Mai întâi de toate, trebuie să învățați calea vulpii. Regula numărul 1. Nu există reguli, deci nici o grijă. Regula numărul 2. Perfect. Masca de vulpe. Da! Noroi! Da! Regula numărul 3. Eu sunt regele vulpe. Totuși, trăim mai degrabă într-o democrație. Un creion! Oricine ține acest creion are dreptul să vorbească, iar noi celelalte vulpe ascultăm de el sau de ea. Scuzați-mă, rege vulpe! Care e regula numărul 4? Ceea ce vreți voi, așa e regula numărul 4. Grozav! Da! Regula 5, coz. Regula 6, lană. Regula 7, frunze. Regula 8, nori și bătături. Regula 9, soare. Regula 10, rece. Regula 11, zânspe. Regula 12, răspe. Cine e pentru distracție? Clarence! Bună, Sumo! Nu prea știu pe unde ar putea fi Clarence. Poți să-l cauți tu și să-i spui să vină acasă? Azi gătesc mini taco? Curate sau murdare? Murdare? Bine, mulțumesc, Sumo. Simt că am devenit una cu natura. Despre asta este vorba când ești vulpe. Sunt atâtea locuri de explorat. Vreau să le văd pe toate. Vulpile o iubesc să exploreze. Nathan, ce zici dacă încerc să numer copacii de aici? Bine! Mi-ar mai trebui niște noroi? Haideți să medităm. De fapt, ce fac vulpile e să vorbească așa. Ce nu vreau o capcană de urs? Adică să fim serioși. Ei, prieteni, puteți să faceți așa, dar trebuie să scoateți sunetele de vulpe. Dacă facem liniște, putem medita. Clarence, acela chiar e un sunet de animal? Da, chiar așa e. Și totuși ești sigur? 13, 14, 15, 16, pentru că 17, 18, 19, 20, 20, 20. Eu am creionul! Dormitorul l-am curățat, am făcut și camera lui Clarence. Am terminat și baia, strălucește tot, se vede, te încuiala, arată bine. A fost o zi lungă, am făcut o mulțime de lucruri. Vouă nu vi s-a făcut frig? Nici o grijă, focul e aproape gata. Mi-e foame. Haideți, prieteni, să facem o piramidă de vulpi. Sunt flămând, Clarence, trebuie să mănânc ceva. Uite, poftim. Se pare că am mâncat toate porțiile. Va trebui să vânăm un vultur. Vulpile nu mănâncă vulturi. Ba da! Pui de rață, mamă rață, un, doi, trei. Ai grijă de mine dacă vrei. Da! E un pic prea sus. Mi-a ajuns să fiu vulpe, Clarence. Vreau să merg acasă. Da. Clarinetul nu e chiar așa de rău, de fapt. Prieteni, priviți cât de departe am ajuns. Priviți ce am creat împreună. Uitați-vă aici. Ai spus că mama natură o să aibă grijă de noi. O să aibă. Când? Uită-te în jurul tău, Clarence. Ce vezi aici? Numai copaci, copaci, copaci. Oh, vai, să-l ducem acasă. Acasă? Da, bine. Acasă este în direcția asta. Liniștește-te, Dustin.